Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă prin care doresc să vă aduc la cunoștință câteva din noutățile și activitățile pe care ne le-am propus pentru această săptămână, plus ceea ce s-a realizat în săptămâna trecută. Se lucrează în continuare la terasamentele pentru artera de legătură între strada Ogniței și strada Pescarilor, respectiv strada Lupeni, în cartierul Nicolae Bolcescu, în proiectul de modernizare a ansamblului de străzi Mărului Tinosului, Ogniței și Pescarilor. Sperăm că în cel mai scurt timp să pregătim și această arteră de legătură în vederea turnării asfaltului. Vom monta și o rigolă de preluare a apelor pluviale, având în vedere faptul că este o arteră destul de îngustă, astfel încât apele pluviale să fie preluate prin această rigolă carosabilă. Și de asemenea se va pregăti terenul și pentru turnarea stratului de uzură. Se fac în continuare traversările cu tuburi în ceea ce privește strada Mărului la intersecție cu strada Tinosului. S-au montat deja aceste tuburi și la capătul străzilor Ogniței și Pescarilor. Și ulterior se va trece și la montarea pavelelor pentru realizarea trotuarelor. De asemenea, se lucrează și la parcări. Sfârșitul săptămânii trecute și începutul acestei săptămâni se lucrează la terasamentul de la parcarea de pe strada Cuzavodă, blocul 26. Acolo, din păcate, există o suprafață destul de mare de teren care este retrocedată și nu va putea fi asfaltată. Noi vom asfalta și vom amenaja parcarea pe tot ceea ce înseamnă domeniul public din zonă. De asemenea, se lucrează și s-a lucrat, de fapt, în săptămâna trecută la ridicarea în cota căminilor de pe strada Ștefan cel Mare, de pe strada Nicolae Bălcescu, de pe Dobrogeanu Gherea. Se va interveni în această săptămână și în podcoava din Piața Mare. Lucrările vor continua începând de săptămâna viitoare pe strada, pe bulevardul Nicolae Bălcescu, acolo unde dorim ridicarea în cota a tuturor căminelor, și vom mai interveni punctual și acolo unde situația o va mai cere pe raza străzilor de pe municipiul Roman. De asemenea, o altă lucrare care se realizează în zona Favorit, e vorba de o terasă de la care a suferit intervenții în urma unei avarii a rețelei APASERV. Vom consolida acolo inclusiv zidul de susținere și vom amenaja acea terasă. O altă activitate se referă la instituțiile de învățământ. Se schimbă gardul de la Colegiul Tehnic Miron Costin. E vorba de un gard care nu a mai putut fi îndreptat și care prezenta pericol de prăbușire pe strada Mihai Eminescu, și am luat decizia înlocuirii plăcilor de beton cu un gard din plasă bordurată. În ceea ce privește colegii de la marcaje rutiere, se va lucra în această săptămână pentru marcaje în parcările care au fost amenajate săptămâna trecută și se va interveni inclusiv pe parcarea amenajată pe strada Crizantemelor. În ceea ce privește aleea Crizantemelor, fundătura Crizantemelor, vom intra la asfalt în funcție de furnizorul de asfalt chiar de mâine. Vom începe cu parcarea, urmând ca aleea de legătură să fie realizată într-o altă zi. Menționez că aceste lucrări la parcarea de pe
fundătura crizantemelor se face cu echipele proprii ale primăriei, după care vom interveni mai departe în parcarea de pe strada Cuzavodă, blocul 17 și ulterior, de asemenea, tot în fundătura crizantemelor, în partea din spate a blocului, acolo unde ne propunem amenajarea unei noi parcări. Un alt eveniment care va debuta la sfârșitul acestei săptămâni, în speță duminică 28 iulie, se referă la bâlciul care are loc în bazarul din municipiul Roman. Direcția de administrare a piețelor organizează acest bâlci, a finalizat licitațiile pentru ocuparea spațiilor în incinta bazarului. S-au încasat până acum peste 103.000 de lei. Mai sunt disponibile 16 locuri pentru comercianții de haine și 3 locuri pentru alimentație publică, pentru terase. În ceea ce privește programul de desfășurare a bâlciului, la fel ca în fiecare an, programul va fi cu muzică până la ora 22. Între orele 22 și 23 va fi oprită muzica, dar aparatele în continuare vor funcționa, iar terasele se vor închide definitiv la ora 24. Urmează să aibă loc astăzi o ședință de lucru în vederea organizării în condiții optime alături de structurile de siguranță publică pentru decizia finală în ceea ce privește programul de funcționare al bâlciului. Vreau să vă informez că mâine, 23 iulie, vom semna contractul pentru reparația trotuarelor. Peste 46.000 de metri pătrați de trotuare din Roman vor fi reabilitați. E vorba de 3 loturi de trotuare și, din punctul meu de vedere, odată cu semnarea contractului, vom dispune și vom elibera ordinul de începere a lucrărilor, astfel încât firmele care au câștigat aceste licitații să poată face aprovizionarea, să înceapă efectiv lucrările. Și eu îmi doresc ca până la sfârșitul acestui an aceste lucrări să fie finalizate și trotuarele reabilitate în totalitate, parte dintre ele fiind prevăzute și cu înlocuirea bordurilor. Două loturi au fost câștigate de firma Almiland și un lot de firma Occidental Construct. De asemenea, pentru ședința de Consiliu Local de miercuri, am pregătit un proiect de modificare a condițiilor de acordare a legitimațiilor gratuite pentru transportul public, în sensul în care am adăugat o nouă categorie de beneficiari, însă am purtat o discuție cu colegii mei de la Direcția de Asistență Socială și am stabilit o procedură prin care persoanele care au un handicap permanent să nu mai fie nevoite lună de lună să vină pentru ridicarea legitimațiilor, ci să fie depusă documentația o singură dată și legitimația de transport să fie valabilă pe tot anul. Urmând ca noi să facem verificări la starea civilă în ceea ce privește dacă au apărut anumite modificări în ceea ce privește situația beneficiarilor. De asemenea, vreau să vă informez faptul că în cursul zilei de azi și probabil mâine vom mai face ultimele retușuri la pista de alergare de pe stadionul Moldova și în același timp profit de ocazie să vă fac și dumneavoastră, și romașcanilor, dar și dumneavoastră, reprezentanților mass media, o invitație pentru miercuri dimineață la ora 6 să veniți la stadionul Moldova și împreună să facem mișcare împreună pe noua pistă de atletism, o pistă care corespunde din punct de vedere a dimensiunilor pentru competițiile
oficiale și în acest fel, spunem noi, am răspuns și solicitărilor venite din partea profesorilor de atletism care până acum se antrenau pe la Bacău sau pe la Piatra Neamț. Iată că începând de miercuri, în intervalul orar 6-22, vom avea deschis publicului pista de atletism de la Stadionul Moldova, o pistă realizată cu zgură. Zgura care este un foarte bun amortizor pentru articulații și de aceea profit de acest lucru să vă invit la o tură de stadion cel puțin miercuri dimineață la ora 6. De asemenea, un alt proiect în care Romanul este parte și care va fi promovat an de an la nivelul municipiului Roman se referă la parteneriatul cu Centrul Județean pentru Transfuzie Sanguină și Clubul Sportiv Municipal. În intervalul 1 august 31 august vom susține din nou proiectul intitulat Romașcanii Salvează Vieți, o campanie de donare de sânge și în același timp de conștientizare a nevoii permanente de produse sanguine în unitățile medicale, iar această nevoie nu poate fi acoperită decât prin efortul colectiv al tuturor romașcanilor. Și eu personal mă voi prezenta pentru a dona, la fel cum am făcut în fiecare an. Eu, cel puțin, mi-am creat un obicei ca de două ori pe an să donez sânge, astfel încât pe lângă beneficiile medicale pe care le are asupra organismului această activitate de donare de sânge, să răspundem și nevoii continue de sânge pe care le au unitățile medicale. Ca și sprijin din partea Clubului Sportiv Municipal, romașcanii care vor dona sânge vor primi și tichete de acces la ștrandul municipal, tichete cu 3 intrări gratuite pentru ștrandul din cadrul Complexului Sportiv de Agrement Moldova, tocmai în ideea de a încuraja un număr cât mai mare de romașcani să doneze sânge și, de asemenea, de ce nu, să creăm și o bază a donatorilor de sânge, o bază de date, astfel încât atunci când sunt urgențe și necesități, unitățile medicale și centrul de transfuzie sanguină să poată apela la această bază de date. La fel cum am procedat și în ultimele două săptămâni, voi continua și în această săptămână cu vizitele în teren. Mâine, 23 iulie, mă voi afla din nou în teren, în zona Aprodu Arbore Sucedava, pentru ca, pe lângă lucrările mari de investiții care sunt în derulare, să vedem și ce alte lucruri mai putem îmbunătăți în fiecare cartier și care nu presupun până la urmă eforturi bugetare semnificative. De asemenea, vreau să vă informez că sunt în derulare și continuă lucrările și la rețeaua de canalizare din cartierul Lipovenesc. Se lucrează în continuare la branșamentele individuale, urmând ca ulterior să realizăm și acel cămin de legătură, cum vă spuneam, care să preia canalizarea de pe fundătura Ile Caragiale, canalizare care a fost realizată cu echipele municipal Locatoserv și care să se întregească cu proiectul aflat în derulare, cu canalizarea de pe Ile Caragiale și Bucovinei, pentru a crea acest cămin de legătură care să preia apele uzate. Ca și evenimente derulate săptămâna trecută, mă bucur că vremea a ținut cu noi și am avut două evenimente reușite. Primul a fost petrecerea din ștrand, acolo unde peste 450 de vizitatori au ales să petreacă alături de noi sfârșitul de săptămână. Am avut petreceri cu spumă și mai multe surprize care au
pe care le-au pregătit organizatorii. De asemenea, și duminică un alt eveniment care a devenit deja tradiție la Roman, picnicul din parcul municipal. Câteva mii de romașcani au trecut duminică prin parc. Am putut să ne bucurăm împreună, să socializăm printr-un contact direct. Cred eu că odată cu apariția mijloacelor acestea moderne și rețelelor de socializare, am cam uitat să mai socializăm și în mod direct. Îmi doresc ca aceste lucruri să se mai repete și să avem în permanență un contact direct, care este un contact mult mai real și mult mai, care oferă o mai mare apropiere între oameni. Iarăși un element de noutate pe care l-am adus la acest picnic a fost acea expoziție a câinilor din adăpost. Vreau să vă informez că 4 căței au fost ieri adoptați în cadrul acestei acțiuni. Vom mai repeta astfel de evenimente, tocmai în ideea de a oferi romașcanilor alternative de petrecere a timpului liber, dar în același timp și să încurajăm să adopte acești căței din adăpost. Vreau să fac precizarea că adopțiile sunt urmate de microcipare, de parazitare și vaccinare a acestor căței, astfel încât cei care consideră o opțiune adopția de căței să poată lua în calcul și adăpostul de la Roma. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință. Vreau să vă mai informez asupra faptului că, așa cum ați văzut săptămâna trecută, condițiile meteo anunțate nu au fost tocmai favorabile pentru tratamentul aerian împotriva insectelor. Din discuțiile pe care le-am avut cu operatorul și analizând și prognoza meteo, vom programa pentru vinerea aceasta, pentru 26 iulie, tratamentul aviatic, așadar vom face și o postare publică, aducem la cunoștința deținătorilor de albine sau altor animale care sunt sensibile la acest tratament, ca în intervalul orar 7-10 pe data de 26 iulie să țină la adăpost, să le țină la adăpost, astfel încât să putem efectua tratamentul în bune condiții. Repet, rămânând sub același spectru al rezervei vis-a-vis de condițiile meteo, tocmai în vederea unui tratament cât mai reușit. Stau la dispoziție pentru întrebări. Ce s-a întâmplat cu proiectul pe bugetarea participativă? Deja se lucrează la proiectul tehnic de execuție a celor două totemuri și se încearcă aprovizionarea cu materialele necesare. Și estimați că va fi gata anul acesta? Cu siguranță. Intrarea la pista de alergat va fi pe intrarea principală? Nu, se va face pe, accesul va fi pe la poarta 2, poarta de acces dinspre complexul sportiv de agreme Moldova. Ok, deci pe unde practic intrau cu... Da. Ați vorbit despre acest contract care se va semna pentru reparația celor 3 loturi de trotuare. Cât costă? Nu am această informație în acest moment. Oricum știu că au fost licitate undeva 93-94% din valoarea estimată. Și valoarea estimată? Pe toate cele 3 loturi, cred că 8,9 milioane. Deci oricum peste 8 milioane. Da. Referitor la adopțiile care se pot face de la adăpostul de căini, spuneați de microcepare, de parazitare și vaccinare, sterilizarea... Da, și sterilizarea. Da. Deci, practic, ei iau un cățel care
din punctul ăsta de vedere... E rezolvat. E, e ok. Și spuneți că vine și cu acel carnet de... Da, da. Ați vorbit despre o intervenție în cartier favorit și mi-am amintit despre faptul că în urmă cu un an scriam despre scările de la favorit că se va de capul lor. Și în continuare se va de capul lor. Da. Noi am luat legătura cu proprietarul scărilor, pentru că acelea sunt proprietate privată. Lucrează la un proiect mai amplu de reabilitare a întregii zone, însă am obținut promisiunea ca până la finalizarea proiectului, măcar reparația scărilor să înceapă. Am promisiunea că în cursul lunii august va începe lucrările de reparație a scărilor. Da, dar e până la urmă, e o proprietate privată și poate fi amendat, nu poate fi amendat, poate fi supraimpozitat. În același timp, știți foarte bine că, sau eu am încercat să-l conving și asupra faptului că orice accident se produce acolo în zonă este responsabilitatea exclusivă a proprietarului și credem noi că l-am convins pe proprietar să realizeze aceste lucruri. Dar până la sfârșitul lunii august nu termină de reparat scările, înseamnă că veți lua în calcul supraimpozitarea? Supraimpozitarea poate intra în vigoare doar de anul viitor. Da, e evident că este o opțiune, sigur. Ok. Și referitor la Consiliul Local la ședința de miercuri, am văzut că vreți să dați un mandat reprezentantului Primăriei Roman pentru a vota pentru modificarea tariferilor la apă și canalizare, dar pe de altă parte, deși vreți să dați acest mandat spre un vot favorabil, stau și mă gândesc că domnul Mangeluță a promis pentru Romașcan un inspecționat. Dacă dumneavoastră nu se ține de cuvânt, de ce Primăria, în esență, să fie drăguț și favorabil? Vreau să vă informez asupra celor două proiecte de hotărâre care vizează niște majorări de tarife. Obligația legală a mea este aceea de a supune dezbaterii Consiliului Local aceste propuneri din partea furnizorilor de utilități. Însă nu înseamnă neapărat că va fi dat un vot favorabil. Dar proiect scria un pentru și scria bolduit, adică și cu litere mari. Deci era clar că în momentul în care vin propunerile și proiectele de hotărâri de la furnizorii de utilități, ele vin într-o anumită formă. Dar nu înseamnă că va fi aprobat în această formă. Și referitor la discuționat, nu am mai spus nimic. Știu că ultimele discuții au fost, așa cum știți și dumneavoastră, în legătură cu dorința companiei județene a PASER de realizarea acelui dispecerat la Rom. Da. Spuneți-mi, ce se mai aude cu acel proces privind averea testamentul de foarte mult timp n-am mai auzit. Știu că la un moment dat aveați proces, o parte cu un soi de vânt, altă parte... Da, e doar, noi avem o sentință pentru pădure, e undeva... Care din ele? Că sunt multe păduri. La Ierbiceni, Iași, la... Nu, avem cea din județul Bacău. Dumnezeu, Iași și imobilele, da, de la București? Nu avem niciun răspuns în ceea ce privește acest imobil. Există pe rol la ora asta procese pe această speță? Nu. Și sentința aceea care a zis că este favorabilă Romanului? Din păcate nu am putut încă să o punem în aplicare, având în vedere faptul că nu sunt cadastrate și nu putem identifica în mod exact suprafețele de teren din județul Bacău. Și dacă tot am adus vorbire despre acest compartiment, ne puteți spune cum este el organizat, câți urci aveți și cam câte procese și pe ce specie? Din cele mai variate specie, practic orice acțiune care se îndreaptă împotriva primăriei sau care primăria
o face împotriva unor terțe persoane, e gestionat de colegii mei de la direcția juridică. Direcția juridică este mai amplă, dacă vorbim strict de serviciu juridic, acolo avem un număr de 4 juriști cu care încercăm să ne facem activitatea. 4 juriști? Nu, sunt... Nu. Sunt 2 care deservesc Consiliul Local, 3 care sunt strict pe latura juridică, dar care reprezintă în instanță, sunt 4. E vorba de doamna director, șefa de serviciu, domnișoara Corina Popa, și alte 2 persoane în cadrul serviciului. Nu ne-ați mai spus de mult timp ce se întâmplă cu proiectul de informatizare a cimitirului și dată după transformarea alocată serv în direcție, aceasta a devenit profitabilă. Câți angajați are, de cine sunt ei salarizați, când înainte ei se susțineau, aveau... E o direcție a primăriei care pe de o parte se autofinanțează și pe de altă parte este susținută prin subvenții de la bugetul local. Vreau să vă spun că în momentul de față foarte multe lucrări pe care le-am făcut în municipiul Roman, în ceea ce privește lucrările de canalizare, spre exemplu, sunt realizate prin direcția municipală locată. Inclusiv canalizarea de pe strada Mihai Viteazu este realizată cu direcția municipală Locato. Tot ceea ce înseamnă guri de preluare a apelor fluviale le realizăm prin intermediul lor. La cimitir vreau să vă spun că în continuare se lucrează la baza de date și la informatizarea tuturor informațiilor din cimitir. Am reușit să ajungem la un număr de 7500 de morminte inventariate. În trecut, când am început această activitate, aveam undeva în jur de 5000 de morminte inventariate, ceea ce înseamnă că este o îmbunătățire a activității, dar sigur că este loc și de mai bine. Astăzi vom posta și anunțul public prin care aducem la cunoștința tuturor deținătorilor de morminte că au obligația achitării taxelor, de asemenea obligația întreținerii mormintelor și, bineînțeles, a evidențierii tuturor acestora. În caz contrar, deci noi vom da un termen până la sfârșitul acestui an de să le dăm posibilitatea să vină să-și pună în regulă documentele cu direcția municipală Locato. În caz contrar, își vor pierde locurile din cimitir. Pentru că nu putem accepta ca din cauza unor persoane care nu își întrețin locurile sau nu își achită taxele, să fie prejudiciați ceilalți deținători. Și știți foarte bine că din cauza mormintelor neîngrijite, accesul către morminte este foarte îngreunat. Dar din când ați făcut reorganizarea primăriei, câte din aceste compartimente le-ați trecut la Locato Serv? Platforma de sus? Nu. Deci nu a trecut absolut nimic. Pur și simplu, Locato s-a transformat din societate comercială în direcție a primăriei, dar organizarea a rămas strict aceeași. Din cadrul Locato nu am adus niciun alt serviciu din primărie, nu l-am dus către Locato. Bun, și îți spunea că i-au lucrat la canalizări, da. Cu ce efectiv? Că erau la un moment dat... Cu cel existent, deci cu ceea ce au avut ei. Ei au lucrat și în trecut. Au avut și în trecut astfel de activități. Cu aceiași oameni. Da, mulțumesc. Referitor la creșterea asta, majorarea prețurilor la chideți gunoi și apă și așa departe, domnul deputat Ioneanu publicase pe contul personal dimineață că urmează sau ați avut deja o discuție? Nu, noi am convocat consilieri locali PNL pentru după amiază, este până la urmă și o decizie politică care trebuie luată și trebuie luată în deplină cunoștință de cauză. Deci ca primar, eu vreau să susțineți această majorare la cauză politică? Nu, n-ați înțeles. Eu am obligația ca în momentul în care vine o solicitare, eu trebuie să o supun dezbaterii Consiliului Local. Eu nu pot opri un document din a fi supus dezbaterii Consiliului Local. Însă decizia este una a Consiliului Local și, bineînțeles, este și o decizie politică. Dar motivația creșterii din procurorul noi care a fost?
Pe de o parte, sunt anumite condiționalități date de modificări legislative, care este vorba de acea taxă de 30 de lei pentru economia circulară. Și în același timp trebuie reglementate o serie de tarife în ceea ce privește modificările legislative care au apărut la deșeuri, în sensul în care acești boteriști care sunt autorizați de către guvern să preia deșeurile reciclabile trebuie să aibă un tarif aprobat. Nu știu, am avut senzația în urmă cu câțiva ani când s-a propus ultima majorare că Rosal a spus că nu vor exista creșteri de preț, că nu știu ce perioadă și că dacă romașcanii vor începe să colecteze selectiv, păi, da, dar vor stagna sau chiar este vorba în primul rând și aveți perfectă dreptate. Obiectivul nostru al tuturor este acela de a colecta selectiv, astfel încât să ducem o cantitate cât mai mică de deșeuri la groapa de la Girov, care acea presupune, toate depozitările de la groapa de la Girov presupune acea taxă pe economia circulară de 30 de lei pe tonă, ceea ce înseamnă clar o majorare a tarifului care merge la fondul de mediu. Însă, în același timp, trebuie reglementate și acele tarife pentru oteriști care preiau, pentru că preluările de deșeuri reciclabile se fac numai cu firme autorizate. Și e clar că trebuie aprobat un tarif pentru aceștia. O întrebare legată de treaba asta. În ce comisie, că mai puțin mă pricep, în ce comisie a Consiliului Local se discută sau se ia decizia finală? Nu, decizia finală se ia în plen. Da, deci plenul va fi cel care va vota împotrivă sau pentru. Discuții cu siguranță că se vor face și în Comisia de Buget Finanțe, cred, și în Comisia Juridică. O altă întrebare se referă, a venit acum pe internet, despre finalizarea lucrărilor de acordare cu gaz metan pe strada Corului Da. Suntem în momentul de față în procedură de obținere a autorizației de construire. Noi am depus documentele pentru obținerea avizelor și ulterior, în momentul în care vom avea autorizația de construire, firmele care au câștigat licitațiile pot începe lucrările. Nu pot estima că depindem de avizele de la furnizorii de utilități. Și altă întrebare se referă la cineva în graful Unirea. Dacă se întâmplă ceva cu... Păi, noi așteptăm în continuare un răspuns de la ADR, acolo unde pe axa 13 noi nu am primit momentan nicio informare. Dintr-o discuție pe care am avut-o cu directorul ADR, ni s-a spus că s-au făcut propuneri la Guvernul României de preluare a acestor proiecte prin fonduri guvernamentale. Problema cea mai mare a fost dată de Ordonanța 114, care a dus la majorarea prețurilor în materie de construcții și tot ceea ce se evalua, se bugeta până la 150% în cadrul proiectelor europene. S-a luat decizia să se evalueze doar până la 100%, pentru că, din păcate, nu mai apar economii la aceste licitații. Pe de altă parte, eu am și o opinie personală în ceea ce privește mutarea unor sume de bani de pe marile proiecte de infrastructură, de pe POIM, pot fi aduși banii tocmai către aceste axe de finanțare. Și vă dau exemplu la școli profesionale, unde suntem la 900%, la unitățile de învățământ, unde suntem în jur de 750-800%, la axa 13, unde suntem undeva 350-400%. Adică sunt proiecte pe care primăriile le-au făcut, proiecte care pot fi implementate într-o perioadă cât mai scurtă. În schimb, pe POIM, vedeți și dumneavoastră, spitale regionale zero, autostrăzi zero, lucrări de infrastructură în apă și canalizare zero, și sunt bani care stau acolo deoparte. Și vă mai spun un lucru, au trecut din 2014 până acum, cred, 5 ani jumate. Și trece și al șaselea și nu se întâmplă nimic. Și s-au atras foarte puține fonduri europene. Păi eu vă întreb, încă un an cât mai avem, 2020, vom reuși să tragem tot ceea ce nu s-a atras în 6 ani?
Deci există posibilitatea din aceste cauze clădirea asta cinematografului să nu mai poate fi salvată? Nu neapărat. Noi vom căuta și am depus ca și soluție alternativă la Compania Națională de Investiții, însă acolo există un alt ritm de evaluare a acestor proiecte. Vom vedea în ce măsură găsim o soluție și pentru reabilitarea acestei clădiri. Interes din partea noastră există, ne dorim să reabilităm această clădire, însă așteptăm evaluarea proiectelor europene. Eu am depus două proiecte și la acest fond de dezvoltare și investiții în cadrul Comisiei de Prognoză. Nu aveam voie să depunem proiecte care se află în evaluare pentru finanțare europeană. Și pentru că eram tentat la un dat să depun și la această și la acest fond de dezvoltare și de investiții să depun cinematograful, însă am fost limitat de această prevedere din cadrul regulamentului. Eu am fost, da, am fost. Și că problema stă în stația aia de pompare care i-a furat nu știu ce motor. Și atunci ar trebui, ea pornea automat când se umplea. Da. Acum ar trebui să ducă cineva... Trebuie pornită manual. Da. Da, am fost acolo la fața locului, noi am tras apa de acolo din canalizare, am văzut și am identificat ca aceasta fiind problema. Vreau să vă informez că oricum acel segment de stradă va intra în reabilitare în acest an și toată apa pluvială va fi colectată în rețeaua nouă pe care o vom face noi în acest an. Deci până la sfârșitul anului va fi remediată această problemă. Prețurile la gunoi. Știu că ați câștigat în instanță cu ducerea gunoiului de la... Cam în ce proporție s-a făcut transportul? Nu știm. Acolo e o activitate monitorizată de garda de mediu. Au un termen până când să termine? Din câte știu, au depus un plan de conformare la Agenția de Mediu și la garda de mediu. Ele sunt organismele care pot verifica acest lucru. A fost o vizită, dacă țin minte, în Armenia. Nu s-a mai spus. Am putea primi câteva poze, un comunicat cu ce s-a întâmplat? Va fi pregătită informarea din partea celor care se lucrează în aceste zile și la ședința de Consiliu de mâine va fi pregătită informarea. De poimâine, pardon. Urmează un eveniment foarte frumos în municipiul roman, Festivalul Cult Fest. Considerați că suma pe care dumneavoastră v-ați gândit să o alocați, să-i sprijiniți, e suficientă sau mai... Nu. Sub nicio formă nu este suficientă. Dacă ați observat și ați citit cu atenție proiectul de hotărâre, e ca un plan de rezervă pentru organizatori. E clar că obiectivul lor principal este acela de a vinde un număr cât mai mare de bilete. Obiectivul pentru a-și asigura finanțarea în totalitate este acela de a vinde 5.000 de bilete. E foarte greu la un festival de o asemenea anvergură ca la prima ediție. Bun, ei se află la a patra ediție, dar e prima ediție când a căpătat o altă anvergură. Și este evident că există o reticență și din partea sponsorilor, dar și din partea romașcanilor și a celor din zonă față de un astfel de festival. Sunt convins că foarte multe bilete se vor vinde în săptămâna premergătoare festivalului și chiar în zilele de desfășurare a festivalului. Vor fi foarte multe bilete care se vor vinde. Noi am dorit să le oferim un sprijin, având în vedere anvergura acestui eveniment, promovarea pe care o poate face municipiului roman și sub rezerva că nu vor vinde numărul de bilete pe care ei și l-au propus, municipiul roman să le vină în sprijin cu plata... Apela și la Consiliul Județean, pentru că până la urmă e în județ. Au depus un proiect de finanțare nerambursabilă, însă le-a fost respins. Domnul președinte a respins proiectul.
Nu, nu, nu. E vorba de acea comisie care face evaluările de finanțări nerambursabile. Domnul președinte, spuneam că sprijină municipiul Roman și toate inițiativele astea și mă gândesc că dacă ar fi fost informat, poate... Păi chiar a purtat discuții cu reprezentanții organizatorilor. A uitat de promisiune? Nu, nu pot să mă pronunț eu în numele domnului președinte. Dar nu există riscul să nu fie prezente anumite formații sau... Din punctul meu de vedere, nu. Tocmai de aceea noi am dorit să sprijinim prin această măsură plan de rezervă organizarea festivalului, pentru că mie mi se pare ceva inedit pentru Roman. Numele destul de sonore care vor fi prezente și este și normal ca și municipiul Roman să susțină acest festival. Ce trotuare vor începe în realizare în prima etapă, dacă să ne spuneți? În ce zonă? Vi le spun cât de cât din memorie. Strada, un lot este constituit din strada Smirodava, strada Miron Costin și Petru Rareș, pe legătura dintre Miron Costin și Sucedava. Ulterior, un al doilea lot este constituit din străzile din zona parcului municipal, toate acele străzi, Bulevardul Roman Mușat, segmentul cuprins între Giratoriu, Doi Măgari și Cimitir, și toate străzile perpendiculare Aviatorilor, 22 decembrie, Roman Vodă, Dr. Koch, Eroilor Parcului și Martir Horia. Roman Vodă și va fi reabilitat în totalitate până la ieșirea în Anton Pan. Și un al treilea lot este dat de strada Bogdan Dragoș de la BCR până la pod la Gădinți și strada Primăverii de la intersecție cu Republicii până la sensul de girație spre Luțca. Vor fi și pentru anul viitor lucrări, nu? Nu, doar în acest an. Eu îmi doresc finalizarea lor în acest an. Mai am o întrebare legată tot de majorare costurilor. Am spus colegului nostru i-a răspuns că depinde de votul plenului. Ținând cont de componența Consiliului Local, știu că 6 consilieri sunt ai PSD-ului la proiectul privind salubritatea, doamna Havnici nu va vota din motivele cunoscute, rămân 5. Dar aveți și din coace dumneavoastră pe domnul Curcudel, care ține de apasier, cum vedeți dumneavoastră și dacă s-a discutat în grupul de consilieri de problema și... Păi așa cum a spus colegul dumneavoastră și a menționat, după amiază va fi o întâlnire unde vom lua o decizie. Dar așa orientativ dumneavoastră sunteți pro-majorare? Orientativ, eu sunt în favoarea unor servicii de calitate. Ce înțelegeți în servicii de calitate în condițiile în care la ora asta colectarea nu se face selectiv, deși nu, dotările sunt, din punctul meu de vedere, efortul trebuie să fie unul colectiv, atât al cetățenilor, cât și al operatorului. Confuzia care este dată se referă la faptul că, deși noi punem, să spunem, plasticul la plastic, hârtia la hârtie, operatorul vine și le preia împreună cu aceeași mașină. E până la urmă și o chestiune de eficientizare a costurilor. Pe de altă parte, selectarea finală se face la stația de sortare de la cordon. Ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, că până la urmă trebuie să facem pași mărunți, nu putem din prima să ajungem la o etapă atât de avansată a colectării selective. Din punctul meu de vedere, este foarte important ca fiecare dintre noi măcar să facem colectarea pe cele două fracții, uscată și umedă. Și atunci fracția umedă este cea care ajunge la depozitul de la Girov, fracția uscată este cea care poate fi valorificată ulterior. Iar la apă canal, la serviciile? Iar la apă canal este evident că, deși nemulțumirile exprimate în rețelele de socializare, dacă vreți, au generat anumite orientări în sensul în care apăreau foarte multe nemulțumiri în ceea ce privește serviciile companiei județene APA Serv,
Ați văzut și când am făcut acel sondaj de opinie care a fost reacția romașcanilor și de asemenea când am organizat întâlnirea între Compania Județeană a Pasiat și asociațiile de proprietari, de asemenea ați văzut reacția și atitudinea asociațiilor de proprietari. Deci părerea mea că este evident că serviciile oferite de compania APASERV e clar că trebuie îmbunătățite, însă în același timp totuși sunt și anumite categorii de cetățeni care sunt mulțumiți de acest serviciu. Și asta înseamnă că nu mai intră în discuție mutarea la APASERV? Nu, asta nu a fost abandonat nicio clipă acest proiect. Noi în continuare suntem în contact cu reprezentanții APAVITAL, însă procedurile tehnice de trecere sunt destul de sufoase. Necesită timp. Din ce spuneți dumneavoastră, tind să cred că Rosalul vrea să ne păcălească. Deci, dacă Rosalul ia cu aceeași mașină și plastic și hârtie și altele, atât de eficientizare, cum a spus dumneavoastră, atunci, ideea de tarifare separată e un nonsens. Pentru că el, în momentul în care le ia la grămadă, le va cântări la grămadă. Nu, nu. Nu se cântărește da, discutăm, la care... Dar nu discutăm de tarife pe bază de cântărire. Sunt tarife pe bază de număr de persoane. Sunt tarife pe bază de număr de persoane și conform proiectului de hotărâre care va fi dezbătut miercuri, sunt tarife separate pentru reciclate, respectiv corect. Reciclate. Corect. Dar da. Noi le amestecăm, nu mai e mic reciclat. Păi nu, dar e reciclat pe cele două fracții, cum v-am explicat eu, umed și uscat. Deci, da? Vreau să spuneți că Rosalul va cântări la un loc hârtia, metalul, plasticul și va pune tariful la acela mic? Da. Și... Păi, asta e reciclabilul până la urmă. Yes. Sunt categoriile de reciclabil pe cele două și fracții. Și cineva aruncă o sticlă pe care nu a spălat-o prealabil? Păi, contaminează. Este, dacă ați văzut acolo, există un anumit procent peste care se tarifează ca fiind rezidual, dacă nu se respectă colectarea selectivă. Deci obiectivul nostru al tuturor este să colectăm cel puțin pe cele două fracții, așa cum am spus.